cu dumneavoastră în apel. Nu aveți dreptul, este ordonanță. Este vicedirectorul. Vicedirectorul? De ce n-a anunțat pe noi, dacă știți că bunurile sunt acolo? Nu răspunde nimeni la telefon. Cine nu răspunde la telefonul? Nu aveți telefoanele? Noastră de ce faceți lucrurile? Să vă chem toți vecinii acum aia și nu numai, și poliția la fel. Ce vă porcărie aceea faceți atâta? Noastră stați și executați oamenii în zi? Suntem în apel? S-a terminat. Cât se poate bătaie de joc? Să vie juristul? De ce n-a fost anunțat? De ce m-ați lăsat aici și nu este nimeni? De ce vecinii trebuie să mă suni și să mă anunțe? Este obligațiunea dumneavoastră să mă anunțați? Asta eu nu... Dar cine? De ce s-a făcut executarea dacă suntem în apel? Vreau să aud și să știi toată casa. Și ceilalți. Fiindcă faceți porcării. Genocid. Genocid. Prezentați-vă, domnule. Veniți nu prima dată. Cine sunteți? Eu aici, că eu... Ce? Aici. Cine sunteți dumneavoastră? Prezentați-vă. Dumneavoastră, cine sunteți? De ce nu vă prezentați? Eu sunt locatarul apartamentul dat. Da. Spuneți-mi, vă rog, cine sunteți dumneavoastră? Apartamentul ne aparține părinților mei. Da. Dumneavoastră, cine sunteți? Prezentați-vă. Domnule, prezentați-vă. Din 450.000 s-au achitat 340 ceva. Sunteți genocid. Nu suntem amuia. Ce e asta, doamnă? Suntem în apel. Ce e cu asta? Unii bunurile mele. Unii bunurile mele. Apartamentul. Unde dragă lista? Mobila la unde? Unde bunurile mele? De ce nu mi-ai dat acces? Ia vine poliția. Așa, pe loc. Poliția, banii. Chiar amuia să-i găsesc banii și aurul. Eu nu știu ce vă fac dacă nu găsesc. Și nu găsesc iconițele. Mi-ai scos 300 de hrivne. De ce nu mi-ați dat voi să intru, să-mi scot eu fără diplomă, fără acte? Juristul? De ce nu mi-ați anunțat? Cine a telefonat? La care telefon? Care telefon? Unde sunt toate bunurile? Sunt toate bunurile. Cine sunteți dumneavoastră? Nu scriți tot, nu scoateți nimic. Scoateți-vă de la fine. Dar până nu scrieți, prezentați-vă cine sunteți. Nimic nu scoateți de aici. Spuneți-mi, vă rog, de ce noi n-am fost anunțați? Unde să vă anunțăm? Oficial. Spuneți-mi, vă rog, de ce dumneavoastră nu ne-ați anunțat? Noi suntem cu dumneavoastră în apel, în litigiu. Eu de ce? Doamne, cine? Poftim, eu vă dau toate telefoanele aveți. Nu este nici un sunet. Nu este nimic deconectat. Cu romanii, pe toți decapitați împreună. Absolut. Trebuie să ne spune vecinii. Hoților ce sunteți. Vizaviți și o să siedi. Vizaviți 902, ia vă soci în brășuri și oraz. Vizaviți polițiu și oraz. A sunat la poliție, doamne? Am sunat de mult, dar nici poliția nu vine, ești toți de unul. Fură! Împreună cu romaliții! Câți oameni au calicit? Cine sunteți voi? Bine, prezentați-vă, cine sunteți? Actele! Dacă nu afară! Sunteți în casa unui om. Sunteți în casa unui om. Ce căutați? Cine sunteți voi? Păi vine poliția și vă ia cătușul oameni buni. Știți la ce să vă pristați? Păi sunteți în casa omului. Păi cum și? Legea ți interzice să intri în casă, ți-a permis, doamnă? 90 de saci au primit. Mai mult nu știi ce e în saci. Cine sunteți? Prezentați-vă. Cum vă numiți? Cine voi sunteți? Voi ați intrat, ați pășit în prag aici, în casa mea. Păi ieșiți, ieșiți pe hol, ieșiți pe hol. Pe hol, apelul ieșiți. Și dacă vrei să intri, să-mi permiți, să-ți cer permisiunea. Fiindcă apartamentul încă este al nostru, e clar? L-ai pus, dar n-a sunat, eu n-am, ce n-avem să răspund? Sunteți niște hoți într-a ziua mare. Eu eram la spital când ai intrat și ai sigelat. Eram la spital la ambii și eu și soțul. Cum ați intrat atunci? Așa, eu vreau să verific unde mi-au fiind în spital. Cum? Și acum tot pe furiș. V-am rugat să-mi dați lista. Ce ați arestat? Iar că mi-e și stăteau aici, mi-e rușinaților. Ce bani? Nu este de acord. Asta scrieți aur și bani nu. Dar unii de atâta că i-ați De-aia nu mi-ai dat voie. De-aia nu mi-ai dat voie.
Eu vă dovedesc, mama voastră, eu și mama. Atâția bani și atâta aur să aveți la viața dumneavoastră. Cât da, e suficient! Că legitul noastră, 450 de casă este mai mult cost ce e în casă decât apartamentul vostru. Luați-l și spânzurați-vă cu el. Bunurile nu scoateți nimic. Până nu, nimic, mâncare, băieții, înseamnă că i-ați furat înainte. S-au distrat băieții. Asta s-au găsit aur. Ei, asta. Haide că eu găsit aur, nu m-au găsit. Dar restul nu mi-au găsit. Aici, ce banii nu mi-au găsit. Deci mi-a spus și m-am dat din casă. Aici era. Doamne, dar ce spune legea? Are 50 de grame. Ce spus să facă din casă? Da, un trat, Vlade, un trat. Și-o scot din casă până ca să ne anunțe. Da, eu sunt cu și nu uit mai departe până nu vine poliția. Eu să văd ce lipsește. El nu-mi treacă să vii poliția. Filmez, doamnă, filmez ce au făcut. Filmez exact ce au făcut. Lasă-mă, te rog, eu știu ce am. Eu am întrebat ce este, eu sunt 20 de saci. Mă, ce e în saci? Dă-mi lista. Voi n-ați scris nimic. Acestea sunt bunurile dumneavoastră, familie. Absolut. Ce vorbești, mă, da? Unde vă dă? De acolo și dormi, stau la viața lui. Aici ești. Și-au pus, au pus în saci. Uitați-vă ce au făcut. În prezența dumneavoastră au pus în saci. Ai, da, în prezența mea. Nici nu ne-a anunțat. Acum au făcut-o. I-am rugat să-mi dea lista. Dar au forțat ușa sau cum au intrat? Cum au intrat? Acum? Păi ei au intrat, cum? Ea din iulie pe noi, eram în spital cu soțul, ei au intrat cu Romalischi, executorul, au pus lăcățele și peste o perioadă îmi spune că nu-i nimic, nici listă și nu aveți acces. Dați-mi lista, ce-ați scris? Romalischi nu știe. Dar sacii când i-au umplut? Astăzi? Astăzi i-au umplut sacii. Cum așa? Nu știu când, dar ei sunt gospodari din iulie. Nu ne dau acces. Iată, vecina acum m-a sunat. Este abratna. Au mebel că Dani vătășile. Pentru ce ați mebel, eu vișo, ani vă și vătășile. Vătășile. Da. I cu Dani unii se... Mașini. Nu, mașini. Și mașini așa, așa se duc și să nu, mașini, să nu scrie. Se văd nezabrale. Se văd nevătășile. Nu, tot ca știu. Nu trebuie să respectați proprietatea privată, doamne. Nu, nu pot să nici. Sau asta e mai greu din ce, de înțeles. Hm? Мой, все телефоны и адреса у них есть, все у них есть, но они никого не позвали, никого не предупредили. Ну вас убирать, ну те телефоны а за ножунцы привине, прилабе, да, 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 урма, урме, а что тут? O citați și să scriți. Nu să vă ascundeți după un sud de telefon fals. Nu ați primit scrisoare. N-am primit nimic. Mi-a zis să nu mă mai adresez la bancă, că sunteți gospodari. Vă rog foarte mult. Îmi cer scuze acum. Da. Da, mulțumesc. Da. Arătați-ne așa, nu se mai face, mă, nu ești într-o țară de negriteni. Problema e că dumneavoastră nu ați încercat tot. Dumneavoastră puteați să faceți o citație. De unde să iau telefon, dar telefonul este... Dar citația este? Care telefon? Dar ce, nu mai o adresă aveți? Da, nu mai un telefon am. Adresa nu mă una aveți? Stați puțin. Da, eu nu mai care, am. Care eu la bancă am adresa asta și am telefonul ăsta. Vă rog frumos, dacă e Livanul 11, cum o găseați pe ea? Eu nu i-am găsit-o. Iată că îmi pui în saci, nu trebuie să fie omul de față. Până la urmă el își spune că a avut un sac de aur și nu mai este. Nu înțelegeți că asta e încălcare. Sunt bunuri private. Nu că o să spună chiar noi și îmi spune că n-au găsit. Domnule, am șos să vină jurist și o să vă răspundă toate. Pe lângă jurist, dumneavoastră ați pătruns într-o casă. Acum ce căutați aici? Ați pus în saci. Nu m-ați anunțat pe noi. Dar ce ați făcut? Legea vă permite? Am primit în posesie apartamentul. Dar cum ați primit? Dacă suntem în licii? Bunurile! De ce nu m-ați chemat să luați bunurile? Eu v-am zis, în apartament e cu mult mai mult decât costă apartamentul. Noi v-am zis clar, doamnă, nu vă spărați, noi v-am zis clar că bunurile sunt ale noastre. Și eu nu știu ce este și ce nu-i, că fiindcă când erau toți plecați, voi ați făcut fără noi. Eu vreau să știu, dumneavoastră singur ați scos... Deci era sigilat? Dumneavoastră singur ați scos banii, o parte... Când anume? Scrie aici sigiliu. Dar totdeauna ieșea la balcon. Când l-au scos? Când l-au scos? Nu știu, nici când l-au pus, nici când l-au scos. Că au pus pază. A fost pază aici, da. Numai nu știu ce zice, că pază sta numai la bucătărie, că aici a fost sigilat. Dar ce căuta la balcon? Balcon? O să vină el ca turist să-l omrească, să-l omrească. Da, da, nu m-am mai scoat aici. În patru stau, nu ies de aici.
Noi suntem în antreu și iată mama e în salon. Mai mult n-am întrebat nicăieri, sigilat, scoasă o parte din mobilă, eu nu văd unde e scos. Sigiliu scos din grup, fără noi. Ce lipsește, ce este, eu n-am idee. Când nu ne-a chemat, nu ne-a invitat nici prin citație. Dar asta se face cu inventariere. Asta se face cu inventariere. Câți saci sunt, măcar știe? Sunt 86 de saci. Deci Ghena filmează tot absolut. Uite, dar eu n-am idee. Dar ce conține fiecare sac? Arătați o listă în care să vedem ce conține fiecare sac și martori care au semnat ce s-a pus în sac. A, nu s-a făcut nimic? Dar cum inventariați voi? Proprietatea încape în 80 nu știu cât de saci, asta e tot? Nu vreți să-mi arătați acte în original, banii, nu știu, ce ați găsit? Și de obicei asta se face cu martori, doamnă. Când pui proprietatea cuiva în saci și o sigilezi, se face cu martori străini, care n-au nicio treabă cu dumneavoastră. N-au, nu văd nicăieri nici actele. Aici ce saci, până în pod cu saci. Îmi spun că 87. Atunci am căput tot în 20 de saci. Am scris încă în 20 de saci sunt. 18, dacă nu mai știu, așa ne-au anunțat. 18, 20 și nu mai țin minte. Dar nu v-a arătat un registru în care se spune ce au pus în saci? Nu, am scris oficial și mă trimis la Romaniști. Dar Romaniști nu mi-a dat nimic. Am cerut oficial. Dumneavoastră ați spus că este vândut. Spuneți-mi, vă rog, în bază la ce dumneavoastră ați vândut? Apartamentul, spuneți-mi, vă rog. E vândut apartamentul. Când a fost licitație, doamnă, de ce n-am fost anunțați? Eu ca lucrător primordial. De ce nu ați propus? Eu am rugat să ne dați voie să vindem singuri. De ce nu ne-ați anunțat ca locatari? Poate eu ca locatar îmi cumpăram. Alo, bună ziua. Alo, poliția? Bună ziua, spuneți-mi, vă rog, aș putea face o chemare. Triangă 68, apartamentul 49, furt clasic la apartamentul 49. Deci este banca. Făcut de bancă, o evacuare neclară, cu saci, litigi, nu știu eu ce este. Da, dar nu este venit nimeni. Nu este venit încă nimeni. În cât timp puteam să așteptăm? Vreau în cât timp să așteptăm? Trebuie să dăm un timp minimal. Cine acolo? Cine bate? Vreau să știu, să prezinte. Fără poliție nu puteți intra. Nu vreau să intru, dați-mi scuză. Nu putem pune mâna pe niciun obiect. Până nu vine poliția, nimeni nu intră, nimeni nu iese. Ce ați lăsat asta? Ce caută scurta dumitale aici? Nu ți se pare dubios? Păi îți figurez în dosarul penal, ca lucrător. Acum aveți de treabă. Nu pot să mă uit la nimic, omule. Ți-am zis, până nu vine poliția, nu pleacă nimeni de aici. Interesant cum au vândut ei apartamentul, vreau să știu. Fără ca să fim anunțați. Fără ca să fie. Foarte interesant. La gât. Ne așteptând decizia. Cui așa urgență i-a avea nevoie de apartamentul ăsta? Cine așa bun a vrut să ia apartamentul gratis? Spune că fără poliție nu-i de ajuns. Poliția, da. Bună ziua! Vă rog frumos, ce să vă spuneți? Puteți să nu interziceți. Aveți dreptul să nu interziceți. Altceva nu... N-aveți niciun drept să interziceți. Acum să vă faceți meseria și să nu vă luați de nimeni. Ce s-a întâmplat? Cine a solicitat poliția? Bumbu, doamna Bumbu și eu, Potorac Angela. Mai mică, am vinut, te rog încoace. Dar cum a ajuns scurta dumneavoastră aici? Dar cum a ajuns scurta dumneavoastră aici? E proprietate privată. Ei sunt invitați de la bancă să scoată... Doamnă, dar nu trebuie să arăți un act ceva, e în casa omului. Dacă iese scurt aici? Nu. Nu, cine sunteți dumneavoastră? Să arătați un pașaport. Păi da. Aveți documente? Domn polițist trebuie să consemneze că iată o persoană străină intră în casă. O să reveniți când o să aveți un act. Dați-i scurtă numai. Intrați dumneavoastră și vă luați scurtă. Păi da, ați lucrat, n-am înțeles. Atunci să ieșiți, vă rog să ieșiți. Dați-i scurtă, nu-i trebuie. Dați-mi scurtă. Dar eu nu știu cine e. Păi așteptați afară să ne clarificăm. Scuteți-mi, vă rog. Ați pus-o să ne clarificăm, așteptați-vă. Deci când ați intrat și ați pus-o, ați avut voie. Acum n-aveți voie să intrați sau cum? Păi dumneavoastră nu-i dați voie. Păi eu îi dau voie, intrați. Hai, luați-vă scurtă. Da. Eu de unde să știu? Da, unde-i scurtat noastră? Eu am dat scurtă. A, duc-mă în camera aceea. Apartamentul a fost luat în posesie de către bancă. Nu este posesie, că suntem în litigiu. Actualul posesor este banca. Nu este posesor banca. Nu, zice asta e scurtă noastră, da? Și aveți și acte?
data de 11 e la... Cum te cheamă? Și mai cum? Danici. Danici, Vadim. Și de unde sunteți noastră aici? De ce scurtă noastră aici? Eu am fost chemat de bancă ca lucrător, adică... În calitate de ce? În calitate de hamani. În calitate de hamani. Da, când? De câte zile, domnul, lucrați aici? Aici? Prima dată. Prima dată? Prima zi? Jumătate de oră. Jumătate de oră pe care le-am pus. Și ce vi s-au spus? Că trebuie să scoateți bunurile sau ce trebuie să faceți? Nu știu ce acolo, că e linte. Bine, ce se zice? Ziua, vreau să-mi desprezi tare. Care e depozit? La depozit sunt băieții. Ați activat depozitul, da? Nu, 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 și citație și trebuia de anunțat. Noi nu suntem în altă lume. Suntem pe 24 la Curtea Supremă să caută, să precaută dosarul anulării taxei de stat. Neavând o hotărâre definitivă, domnii din, nu mai țin minte ce dată, în iulie, au executat cu executorul romanist, cerând de la ei să-mi dea măcar ce procesul verbal și ce-am făcut. Nimic până în ziua de azi. La bancă m-au trimis la romanist. Romanist nu dă nimic. Spune că noi am făcut executare. Păi, domnilor, noi eram la spital în ziua când voi ați făcut executare. Voi ați intrat în casă. Nu-mi dați lista ce ați executat și nu-mi dați acces. Ce înseamnă asta? Dați-mi lista. Și unde mi sunt bunurile? Ei le-au împachetat, nici nu știu. Și eu vreau să văd lista. Și ei acum ne scot. Eu nu știu ce este în sală. De ei și nu știu ce în ei. Îi întreb, îi spune că ce am 87 de saci. S-a făcut în absența proprietarului. Îmi spune că sunt scrise la Romanischi 20 de saci. Acum o întreb ce este, doamnă, dați-mi lista ce ați scris, cum ați pus în saci fără noi, cum scoateți din saci. În primul rând, dacă chiar și e de executare, trei luni. Și mașa cele mici, da. Și nu numai. Și restul eu vreau, da, să știu unde. Da. Să deschidă fiecare saci. Auzi? Și să-mi arăte fiecare saci ce a pus. Stai, spus trei luni de zile, din ziua când s-a luat hotărârea, acum, fiindcă m-a sunat o vecină, zice că știi cât scoate din casă tot. Ce să-mi dați sace? Când i-ați pus în sace? Nu sunt trei luni de zile. Nu sunt trei luni de zile. Nu s-a telefonat. S-a telefonat, dar nu s-a... Doamnă, s-a telefonat, dar nu s-a discutat. Gata. Nu s-a discutat, n-ați ajuns la persoana dată. Trebuie să faceți tot posibil. Aveți datele, puteți sunați la 1189, la 1189 puteți sunați. Spuneți-ne, vă rog, de ce nu ați spus să ne dați actele? Asta nu e problema. De ce era problemă? De ce nu vrem ajutor? 1189 dă tot despre persoană. Nu trebuie multă minte să ai ca să suni. Dar banca o face gratis, sigur. Da, ești ce-i sigilat. Eu idei n-am ce se află, unde se află în saci. Idei nu am. Și nici nu mă ating. Iată, aici este partea de mobilă în general. Lipsește, n-am idei. În partea cealaltă văd că ceva cărți, dar vreau să văd fiecare sac ce este. Asta e una la mână. Și să-mi văd unde și ce era. Și unde ce lipsește. Fiindcă mie de stat mi s-a spus că nu este nimic absolut. Că tot este aici pe loc ce a fost. Eu vreau să fie de față. Și să fie care sac să fie desfăcut, a, și să verific fiecare. Okay, și plus la aceasta, da, vedem, martor și nu. I-au pus tot în sac. După procedură, trebuiau să fie cineva dintre voi prezent și când se ia și se pune în sac și semnez sigiliu. Altfel, de unde știi ce ai avut? De unde știi ce ai avut? Asta e furt clasic. Asta e furt. Da, asta se primește așa. Minte, noi am pus la poliție. Două lucruri. Asta o pun. Asta el nu ține minte, mi-o iau mie. Uite, lasă că nu-și aduce ani. Dar cerere doar am pus la poliție în ziua aceea, când a venit cu executare. Că s-a făcut furt. Și până în ziua de mai încolo un pic. Filmez. S-a scos tot din saci. Saci am găsit aici. Filmez acum, te sun mai încolo. Cine a spus? Spuneți-ne, vă rog, cine o întrebare? Bună întrebare, dumneavoastră ați sigilat apartament. Spuneți-ne, vă rog. Și dumneavoastră ați format lăcata și ați intrat din nou. Cum am intrat din nou? Dumneavoastră ziceți că am format noi lăcata? Bine, lămuriți-mi. Ați găsit pe cineva dintre noi în casă? Ați văzut cum noi formăm lăcata? Este un proces verbal, poliția a fost anunțată? Pe cazul ăsta? Nu, e singur. A fost anunțată poliția. Și ce spune poliția? Ce a spus acolo procesul verbal? Că domnia sa jurist a spus că dumneavoastră ați pierdut cheile, este filmat. Da,
Exact. Noi s-a anunțat oficial, s-a stricat cheile de la apartament. De aceea s-a stricat încă o dată și s-a stricat din nou la cheile. Nu este în sac. Este filmat și este de poliție atunci a fixat lucrul acesta. De atât ei și fac. Cine știe ce au tărit de aici? Nimic, așteaptă jurista, dar totodată aștept și eu. Că i-am zice că s-a furat, nu știu, adică s-a intrat, s-a format. Nu, e hotărâre definitivă. Ei au făcut mahin de șef Cromalinski. Deci s-a executat fără a fi o decizie definitivă. Suntem în apel. Lasă să zicem că decizia e definitivă. Nu sunt trei luni care le am eu dreptul pentru a scoate din casă. Trei luni trebuie să mi se dea. Da, un pic, te rog, să știm cine. Nu, am zis să-i arătați, doamne, cine sunteți, ca să nu fie de părere de orice. Uite, să mă zice. Vitiu Victor. Spitor spre urmă. Vitiu Victor. Dar ce a fost? Vine juristul și o aduce toate documentele la. Da, bine, și domnul jurist. Și dacă juristul vine mâine? Juristul astăzi vine. Da, să spus. Da-ți mă. Și gândiți că nu este de plângere, de plângere este la poliție. Amuș vine și depunem o plângere oficială, domnul poliția așteaptă cu 5 minute și a pus totul. Și acces noi n-am avut. Și aici la poliție, la sector și la procuratură sunt mai multe. Este... Bine, dați vă explic. Marginea apelului este astăzi, este niște așa de plângere. Da. De acord. De-abia? Bine, am 7 minute. Careva lucruri lipsesc la moment? Păi de unde? Hai să verificăm! E sigilă? Ia uitați-vă cum e. Am observat că este un camion afară. Păi este un camion care acolo este coborât deja o parte de mobilă. Deja e furt. Comisarului trebuie să Buiucani. O scos mobila fără locatari, fără să ne anunțe, fără prezența noastră. Asta e furt clasic. Colonial de poliție. Da, e așa o spus. O parte scos din apartament. Da, și-o chemat poliția. Și asta se numește furt. Eu stau aici afară. Restul, sunt mai mult, restul, toată mă spus că am bag mare. Vin în bagala. Da, i-am spus, vine că ne le-am. Doamna Anastasia, dacă mă greșesc, dar cine e domnul care stă afară îmbrăcat în costum, că n-a avut nici să prezinte nimic, eu sunt eu și atât. Da. Asta nu puteți să ne ziceți. Poftim? Păi, dar dumneavoastră puteți poate dumneavoastră să ne spuneți cine e dumneavoastră, dacă el... Eu sunt, nu știu ce. Dar de ce n-a vrut, dar atunci să se prezinte, nu știți? A, dar dumneavoastră nu știți de ce n-a vrut să se prezinte, pur și simplu.
Sigilă. Asta nu e sigilă. Aia e cât de cât s-a da? În primul rând nu e făcut în prezența omului. Deci stăpânul să vadă ce pune și să fie de acord că asta e pus. Sigilăm și deja sigilul e valabil. Dar dacă l-au făcut fără prezența lor, asta nu e sigiliu. Asta nu e sigiliu. Asta e, o, asta e un păcălici. Asta e furt. Acum judeam reprezentanții băncii. Păi, dar ce reprezentanții băncii? Iată, proprietarii vă spun că s-a făcut fără ei. Fără făcut. Păi asta nu e furt. Uitați-vă la actele care au transmis executorul Romanischi, ce l-au scris tot. Prezentați careva act, eu n-am văzut până acum niciun act. Nici păi, dar banca de ce anume trebuie să prezinte? Banca de ce anume trebuie să se ocupă cu așa ceva? De cercetare care l-au făcut. Că nu am, Romanischi nu mi-a dat nimic. Lăsați-mă, vă rog. Noi am cerut de la banca actele și am cerut de la executor și nu se... E cam ușor să aducă. M-a dat dus apelul? Da. Da, nu așteptați un pic. Trebuie să vezi cine este. Asta e faza. Dacă faza nu mă interesează. Cu asta mă scuzați. Dar ce mă interesează? Dar ce caut faza într-o casă? Faza este pusă de bancă. Să păzească apartamentul. Să o fure. Nu are ce să fure. Apartamentul a fost sigilat. Unde apartamentul a fost sigilat? Da, aici ia ce nu e apartamentul? Aici bunuri, eu n-am avut dulapă unde de aici cu bunuri? E unde? Dar nu a fost sigilat. A fost numai aici sigilat. Aici da, aici iar restul, bunurile mele. Stai puțin, dar de unde eu știu ce a fost sigilat și ce nu? Aici în coridor eu bunuri n-am avut, acolo n-am avut bunuri, aici în baie n-am avut bunuri. Doamne, dumneavoastră ați spus că aici a fost sigilat. Dar restul, da, aici bunurile n-au fost amele. Bunurile mele aici n-au fost? Cine a avut dreptul să folosească de bunurile mele? Vreau să știu. Unde este ușa dezbătută? Ușa a fost închisă. Lăsați-mă să vede bine. Ce se vede bine? Înseamnă că a fost închisă. Înseamnă că a fost închisă așa. Foarte bine a fost închisă. Ușa dezbătută. Dar ce nu se vede? Unde se vede? Unde e ușa dezbătută? Vorbiți ceea ce este. Păi real ce vorbim? Ceea ce este... Că noi n-am fost când dumneavoastră ați luat lucrurile noastre și le-ați spus unde ați vrut dumneavoastră. Asta este. Și acum vrem să vedem voi cu mâinile voastre, să le scoateți, să facem așa cum trebuie, două, trei zile cât trebuie, dar să vedem tot și să luăm lucrurile și uite, totul ok. Noastră nu doriți, atâta tot. De ce nu doriți? Dacă totul e legal, de ce nu doriți să faceți lucrul ăsta legal? De ce nu ne-ați făcut citație să ne prezentăm la dată, la oră fixă, am venit, poftim fiecare sac, și da, și am semnat că așa este. De ce ați făcut mișilește? Ăsta e furt. Altceva nu există. Ăsta e furt. Dumneavoastră mi-ați furat bunurile. O parte deja clar sunt jos. Asta se numește la fața locului. Ne-am prezentat când se fura. Mă scuzați? Asta se numește la fața locului. Priși la fața locului când fură bunurile. Iată ce se întâmplă. Să-i mulțumim măcar vecinilor că au grijă să ne sune. Că responsabilii de la bănci n-au avut când sună. Doamna vreodată că vrea să iasă și nu i-ați dat voie? Nu. Că nu-i dat voie. Nu. Nu, de ce? S-a întrebat, că mi-a sperat. Nu a zis niciodată că vrea să iasă. Ea lucra când a venit, am filmat totul. De poliție și reprezentanții. N-am lăsat să mai intre. Doamna Anastasie, dacă doriți să ieșiți, puteți să ieși, nimeni nu vă ține ca prizonier. Vă rog frumos, nici într-un caz. Aveți plăcerea să ieșiți, poftim, ieșiți, ușa e deschisă. Vă mulțumesc, de ce nu dați drumul să întrepază aici? Păi, spațiu privat, doamnă. Spațiu privat, ce are spațiu privat? Și așa a făcut ce au vrut până acum. Nu vi se pare normal să arete un act ceva? Ați spus că vine juristul. Așteptăm măcar juristul, nu? Dar nimeni nu vă ține prizonier. Poftim, ieșiți. Este reprezentantul de la poliție. Ce poliția vă ține prizonier sau noi? Nici într-un caz. Ieșiți dacă aveți plăcere. Nici într-un caz. Ce bancă? O să desfacă fiecare sac. În prezența la bancă, dumneavoastră, noi, și eu confirm ce e meu, ce îmi lipsește la urmă și noastră lucrul ăsta fixați. Numai așa. Eu nu știu ce îmi lipsește. Eu trebuie să verific păi fiecare sac. Întrebat, dacă nu mai decât domnule. Altfel nu e posibil. Și ei trebuie să prezinte întâi o dovadă că s-a făcut inventariere. Pui în sac și pui sigiliu, dar fără inventariere și fără semnătura proprietarului. Asta trebuie să consemnați. Că nu s-a făcut inventariere atunci când s-au pus în sac. Asta a fost consemnat deja de bancă. Nu, nu, nu. Banca nu e autoritate de stat, omule. Banca e proprietate privată. E firmă, e SRL. Foarte corect. Și ei au operat în... Strânse bunurile dumneavoastră, aveți o legă de sistem și respect.
Am respect, dar văd că nu mă înțelegeți. Deci asta au făcut-o ilegal. Sigilarea au făcut-o ilegal, fără prezența omului. Păi eu am înțeles. Păi bun. Acest fapt trebuie să fie consemnat în vreun act de-a dumnealor. Înțelegeți? Eu asta vreau să accentuez. Bun. Să vedem? Să vedem în ce act, da. Mă, ce nu mi-a notat cumva sau? Nu, să-i întrebăm. Bună ziua. Eu nu cunosc. Tot vă spun. Bună ziua. Dar nu înțeleg, dar domnul ce? Dumneavoastră ce prezentați? Cine precaz? Așa mi-au zis. Ce vă rog, ieșiți afară. Proprietarul apartamentului vă rog, ieșiți afară. Ieșiți afară, repede. Vasile, care e? Repede. Acum, Vasile, și puneți mână, și puneți mână. În spațiu privat trebuie să ieșiți, măi, omule. Ieșiți mână, omule. Ieși afară. Și puneți mână. Trebuie să ieșiți afară. Ieși afară, cușo. Eu ți-am spus clar. De la afară, repede. Sunteți în spațiu privat și nu sunteți chemat, omule. Nu ești chemat aici. De la afară, chiar acum, dați-l la afară, vă rog. Aici, dar chiar că nu spune, de cine zice, ce am trăit? N-are dreptul să intri în spațiu privat. El e în securitate. Lăsați conflicte. Închideți ușa, nu știe probleme. Și cu documentele, cum faci? Sunt rămas din documente, pentru că trebuie în față, trebuie să-ți plângi. Deci, s-a angajat. Da, banca. Banteți și-a angajat ineștient să implică în grupa... Dați toate documentele, să legeți toate. Așa. Noi o să le alegem care sunt niște... Nu, să nu debergem pe alegem. Aici, hai. Dați să-mi trebuie. Nu, dar nu la nimeni, Vasile. Nu, și că tai la nimeni. Eu n-am de când stau... Asta a solicitat prezență fazii. Atunci să ieșiți pe scară dumneavoastră și rămâneți acolo dacă... Pentru că sunt așa, unii mergi mă rog, să și pe mor și mă tare și nu e. Haideți să dau asta așa. Vă rog. Eu mai spun de și cândva afară de azi sau nu. Dacă și este în mașină. Da, de unde știu, mă? Da, de unde știu, mă, frate. Ce-ați gândit, în mașină este o leagă de modă. Da. În afară de ieșit în mașină și nici. Mai lipsăște modă? Eu nu știu. Nu știu. Hai că odată care e prima chestie. Aia asta o lăsăm într-o parte, judecătorul de instrucție la data de 11 trebuie să examineze ordonanța privind nepornirea urmării penale în privința băncii. Adică cum decizi judecătorul de instrucție, atunci ei parzi ce au de făcut. Asta e un motiv că ei n-au dreptul să întreiești. Așa. Dar vezi cum facem acotrările. Păi vă spun la mult și noi ne Amor, vă spun în privința băncii. O secundă, vă spun în privința băncii. Și eu înțeleg că oamenii vor apartamente de pomană, dar sunt chestii care trebuie rezolvate pe cale pașnică și tărghine. Așa. Înseamnă, uitați ce avem aici. Aici, la 24 octombrie, doamna, la bancă, vine, te rog, și mă taie confirmat, dacă așa e sau nu. La 24 de octombrie, a se examinezi la Curtea Supremă recursul împotriva împotriva încheierii a curții de apel de restituire a apelului depus doamna Bombu. Ia că vă arăt care e chestia. Nu, spre eu să explic clar, om o să înțeleagă. Înseamnă că doamna Bombu atacă hotărârea Buiucani în privința apartamentului ăsta cu apel. Prin încheierea dată din 2 mai, curtea de apel îi restituie apelul. Polițistul ăsta nu-i trebuie. Păi să trebuie concret, simplu. O fost cu o trebuie boicat. O fost atacat cu apel. S-a restituit apelul. Imediat apelul se atacă cu recurs. La Curtea Supremă de Justiție. Ia că recursul ministrul a și examinat la Curtea Supremă de Justiție pe 24 octombrie. În cazul când Curtea Supremă de Justiție... La termenul care a fost primului apel. Nu. Dacă era termen, atunci nu restituie apelul din motivul neachitării taxei de stat, dar restituie apelul din motivul omisiunii termenului. Apelul, ai pus mătă întrebare, practic doamna o răspund. Apelul era așa. Păi este, iată două motive din care, când Curtea Supremă hotărăște la 24 octombrie că apelul restituit corect,
Atunci, doamna, îl depun repetat la curtea de apel. În cazul când curtea supremă îl trimite înapoi la judecare la curtea de apel, atunci, conform articolul 463, dacă eu numai 6 sau 300, conform codului procedură civilă, apelul o suspendat executarea hotărârii. Aici rezultă că nu tot fie liberat titlul executor. Ce și-a făcut doamna hotărâtă Anjela? E, la Buiucani, depune o cerere privind anularea... Stai, pe care cred că așa titlul, o secundă, surprinde prea mult. Este cu anularea titlului executor. Da, o secundă numai să o găsesc, o secundă.